Salut, fecioare! Voi face citirea pentru săptămâna 24 aprilie, 30 aprilie, o săptămână care este în continuare sub influența eclipsei de soare, Mercur retrograd în Taur. Aveți horoscopul pentru aceste evenimente. Acum să vedem ce vă spune tarotul, ce putem să citim în tarot pentru această săptămână, 24-30 aprilie. Nouă de cupe. Am putea spune că în relațiile pe care le aveți, aveți o relație de suflet, o relație care arată o persoană care are o diferență destul de mare de vârstă, dar voi arătați în primul rând că vă simțiți foarte bine alături de această persoană și nu vă deranjează sub nicio formă diferența de vârstă. Deci, am putea spune că este un aspect benefic, 9 de cupe. Vă simțiți foarte bine, vă înțelegeți foarte bine cu această persoană. Să vedem voi. Voi, fecioarele, fericirea și cunoașterea. Am putea spune că voi vă dați seama că trebuie să deblocați o situație. Este un blocaj, o stagnare în fața voastră, dar de fapt puteți să depășiți această situație dacă reușiți să vă concentrați și să luptați pentru adevăr, pentru dreptate, să fiți fermi în ceea ce faceți. Veți reuși să deblocați această situație. În ceea ce privește fericirea voastră, orice v-ar face fericiți, poate să fie vorba de o relație, o relație în care voi ați făcut eforturi mari, un 8 de cupe, ați depus eforturi să fiți fericiți, ați luptat pentru această fericire și am putea spune că sunteți cumva nemulțumiți. Vă gândiți chiar să lăsați aceste eforturi în spatele vostru și să priviți spre viitor, fiindcă persoana pentru care ați făcut aceste eforturi nici cel puțin nu le-a observat. În schimb, cunoașterea voastră este parcă blocată sau o călătorie datorită unor contestări, persoane care vă contestă. Vă contestă călătoria, vă contestă, eu știu, o reușită profesională, orice. Acest aspect, am spune, nu puteți să-l depășiți. Deci aceste persoane vor rămâne în continuare cu această contestare. În schimb, resursele, locul de muncă și cariera. În resurse, voi ați făcut eforturi, ați muncit, dar totuși nu primiți banii pe care i-ați sperat. Adică ați sperat foarte mult, v-ați gândit că ați făcut eforturi să primiți ceva bani mai mult. Mai mulți, dar s-ar părea că nu va fi așa. Au fost poate și greșeli. Vă asumați aceste greșeli și promiteți că pe viitor veți reuși să învingeți situațiile dificile și să obțineți ceea ce v-ați dorit. La locul de muncă aveți o regină de monede. Vorbim de o femeie cu ascendent zodie sau luna plină în Capricorn. Arată în primul rând o femeie energică, hotărâtă, o femeie care poate să vă susțină, să vă ajute. Este o femeie care strânge, cum să spun, nu strânge bani pentru a-și face averi, dar întotdeauna ea are o rezervă de bani, astfel încât să poată să vă ajute și este capabilă să vă ajute.
în ceea ce privește cariera, aveți de făcut o alegere. O alegere între două drumuri diferite. O alegere între viciu și virtute. O alegere între un loc de muncă și celălalt loc de muncă. Sau am putea spune că această alegere s-ar putea să vă transforme viața, adică în sensul că nu veți mai face ce ați făcut până acum. Viața voastră va fi radical schimbată. Aveți de ales între viciu și virtute. Întotdeauna sfatul este alegeți lanțul de flori, fiindcă el rezistă mai mult în timp. Vorbim de comunicare, contracte și relații. În comunicarea cu frați, surori, veri, verișoare, vecini, aveți un diavol, am putea spune un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn. Un bărbat care vă cunoaște dorințele, vă cunoaște viciile și va fi capabil să vă țină sub control, să vă facă să dansați după cum vă cântă el. Am putea spune că această arcană vă arată că riscurile sunt foarte mari în aceste vicii și singura voastră șansă ar fi să renunțați la aceste vicii. Legat de un contract, o asociere, un proces, aveți asul de spade, spada care aduce aspecte benefice, spada care ar putea să îi pedepsească pe cei incorecți și să vă ajute să-i ajute pe cei corecți, am putea spune spada, poate să reprezinte și balanța cu spada. Deci acesta ar fi aspectul legat de frați, surori, vecini. În ceea ce privește și în primul rând contractele pe care le aveți cu aceste persoane, ceea ce privește relațiile de prietenie, de asociere, de am putea spune relații cu protectori, aveți mica benefică, Venus. Venus care spune că dacă vă doriți ce este posibil, este deja îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția oamenilor. Deci am putea spune că este un aspect benefic pentru voi această împărăteasă în relații. Deci atâta că trebuie să vă doriți ce este posibil. În ceea ce privește familia, schimbarea și ultima secretul. În familie aveți luna. Am putea spune că este un moment benefic, este un talisman al norocului. Această lume, totul depinde de voința voastră. Atât relațiile, cât și sentimentele, deci totul depinde numai de voința voastră și aveți aici o schimbare profundă în relații, în sentimente, dar și în creativitate, în energie, în vitalitate. Deci este foarte important acest aspect. Deci, schimbarea, transformarea pentru voi vine din forța voastră, din interiorul vostru. Aveți această forță, forța de a iubi, forța de a vă dărui, de a ține o situație sub control sau o persoană sub control, exact prin această dăruire. Această iubire pe care o oferiți. Deci această femeie îmblânzește fiara fără să folosească nicio armă, numai mâinile ei. Deci acel sentiment de a-l mângâia, de a oferi dragoste. În ceea ce privește
Secretul este un paș de cupe. Poate să fie lacrimile voastre pentru o iubire, lacrimi pe care trebuie să le păstrați în sufletul vostru și știți acest lucru, nu aveți ce face, deci sunt lacrimi legate de sentimente, de iubire, de prietenie. Dar trebuie să păstrați aceste sentimente în sufletul vostru. Aceasta a fost citirea pentru voi. Nu uitați că aveți 4 arcane majore, 4-5 arcane majore, deci îndrăgostiți unde aveți o alegere în carieră. Diavolul în comunicarea cu vecinii, unde la fel aveți de renunțat la vicii. Și mica împărăteasă, împărăteasa, mica benefică în relații, dar familia va aduce lumea, care este un talisman al norocului, sau poate să fie aspectul legat de schimbări, de transformări, deci forța voastră interioară. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat.